Bună ziua, domnul Remus Ștefurac, director INSCOP, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Remus Ștefurac, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am regăsit în acest nou an. Începem discuția de astăzi pe cifre. Cel mai recent sondaj indică cifre surprinzătoare în ceea ce privește poziția partidelor în sondaje. PNL, practic, se pare că a urcat la 45%, PSD a coborât la 18%, USR este undeva la 11%. Asta ne indică cel mai recent sondaj. La dumneavoastră, cum stau lucrurile? Cum arată sondajele făcute de INSCOP? Nu știu datele acestui sondaj, sigur încă nu știu de cine a fost realizat, însă putem spune că după alegerile prezidențiale, PNL evident se află detașat pe primul loc, un scor de peste 40, între 40-45%. PSD, în continuă creștere? Mai poate creștere PNL? Sigur, creșterea depinde și de performanța guvernării, depinde de evoluția evenimentelor de pe agenda politică și vedem că e destul de încărcată deja în aceste zile de ianuarie. PSD se află într-adevăr în jurul, să spunem, procentului de 20%, plus mai degrabă 20-20 și ceva la sută. În ceea ce privește USR, cred că procentul pe care l-ați spus e un pic cam scăzut, dar sigur nu contest această măsurătoare, evident. Institutul care a realizat-o, bănuiesc, are propria metodologie, se poate întâmpla. Sondajele au și o eroare de fiecare dată, în funcție de eșantion. Bănuiala mea e că USR e ceva mai sus, cu siguranță peste un 15%, însă pot să spun că, cel puțin în acest început de ianuarie, noi nu am efectuat sondaje de opinie. Mă bazez pe estimările de la, din luna decembrie, să spunem, și cred că cam aici ar sta lucrurile. Deci datele dumneavoastră ar fi apropiate de acest sondaj? Nu neapărat. Sau aprecierea dumneavoastră. Sigur, există o eroare. Cred că poate fi relevant și corespunde realității și vom vedea și realitățile măsurate în curând, la finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Ce putem spune este că PNL se află pe primul loc în mod detașat. PSD, să spunem că întrunește cam jumătate din scorul PNL în acest moment, deci un raport inversat complet față de alegerile din 2016, când ne ducem aminte că PSD a avut 45% și PNL 20%. Deci lucrurile sunt inversate complet în acest moment. Și USR, care după ce la mijlocul anului trecut cocheta cu poziția a doua, e într-un ușor recul, însă evident nu e exclusă ipoteza de a reveni. Nu știu în acel sondaj dacă era măsurat USR sau Alianța USR Plus. USR Plus era la 3% în scădere, de la 5%. Deci au fost măsurate separat. În acest moment USR pare că se află pe poziția a treia. Deci putem să vorbim despre un clasament și mie mi-e semnificativ și ce mi-atrage atenția e, într-adevăr, piața politică din România pare a fi, să spunem, dominată de trei partide, două partide mai mari și unul mai ceva mai mic, dar e semnificativ această inversare între a pozițiilor între PNL și PSD, cumva în oglindă, repet, dacă ne uităm la momentul de acum 4 ani, din 2016, când situația era exact invers. Ce forță mai au în 2020 partide precum ALDE, Partidul Mișcarea Populară și un partid nou, iată, Pro-România? Mai reprezintă o forță politică în 2020 aceste partide? Partidul Pro-România poate să treacă pragul parlamentar, în mod cert. În ceea ce privește ALDE, șansele acestui partid sunt ceva mai mici de a trece pragul parlamentar. Iar PMP, deși de fiecare dată, mă rog, i s-a cântat prohodul, a reușit cumva pe ultima sută de metri să obțină acel 5%. Traian Băsescu este în continuare un personaj vocal, prezent, chiar dacă este europarlamentar în acest moment, e prezent pe scena politică românească și candidatul PMP a făcut o figură frumoasă la alegerile prezidențiale, mă refer la Teodor Paleologu. Deci aceste partide sigur se luptă pentru a obține pragul. Șanse mai mari, părerea mea, au în ordine Pro-România, PMP și ALDE, cu șanse ceva mai mici.
poate și din această perspectivă mă aștept ca la următoarele alegeri parlamentare, fie ele anticipate sau la termen, să asistăm la reconfigurări pe scena politică și noi alianțe, mai ales în ceea ce privește spectrul de stânga. Cât despre bătălia pentru primăria Capitalei, am văzut că Nicușor Dan, un candidat independent sau susținut de USR, acum vom vedea cum și ce decizie vor lua cei de la USR, arată că votanții partidelor de opoziție îl consideră în proporție de 39% la mare distanță față de ceilalți candidați unici. Am văzut acel sondaj, pare a fi făcut relativ corect. Confirmă datele dumneavoastră? Nu am făcut măsurători pe București, urmează să facem măsurători pe București, însă consultând datele care au fost publicate, într-un fel sau altul reflectă o realitate pe care cred că o cunoaștem cu toții și e cea legată de notorietate. Nicușor Dan este un personaj foarte cunoscut în acest moment. Prin urmare, cetățenii care sigur nu doresc să voteze cu primarul în funcție, se îndreaptă spre personajul cel mai cunoscut. Al opoziției. Vlad Voiculescu e un personaj cu notorietate semnificativ mai mică. Prin urmare, și performanța sa electorală în acest moment nu poate fi decât una mai redusă, cel puțin în evaluările sondajelor de opinie. De aici vedeți și acest joc între USR și Plus, apropo de criteriile care ar trebui să stea la baza desemnării viitorului candidat al alianței USR Plus, fie alegeri primare dorite de acolo, Plus între cele două Vlad partide. Voiculescu, fie sondaje de opinie dorite de Nicușor Dan, fiecare evident argumentând în favoarea metodologiei de selecție care îl avantajează cel mai mult. Iar în cazul PNL, sigur, aici e o mare necunoscut. Acest sondaj are totuși la bază o mare necunoscută. Noi nu cunoaștem deocamdată candidatul Partidului Național Liberal. Adică nu există un candidat clar, asumat de partid, anunțat, sprijinit, să spunem, de, știu eu, președintele Klaus Iohannis. Partidul Național Liberal, care, așa cum am remarcat, e cel mai popular și se beneficiază de sprijinul cel mai ridicat al populației. Prin urmare, în momentul în care vom cunoaște efectiv toți candidații asumați de partidele politice, de-abia atunci vom putea vorbi de evaluări sociologice realiste, raportate la datele efective care vom intra în campanie și în alegerile locale. Dar are până PNL... atunci sunt evaluări preliminare care pleacă de la premisa sau se bazează în principal pe reperul inițial al notorietății candidaților. Sigur și favorabilității, să spunem. Nicușor Dan până la urmă nu ocupa niciodată o funcție în majoră, cu excepția celei de consilier local, dar o funcție de executivă în administrație. Prin urmare, e dificil să-i fie asociat un bagaj foarte mare de atribute negative. Revin la PNL. Are PNL în momentul acesta un nume pe care ar putea să o bată pe Gabriela Firea la alegerile locale? Rămâne de văzut. Sunt convins are că are un candidat puternic. PNL poate mare. Singur să... PNL este un partid mare și sunt convins că poate să găsească o personalitate care să fie foarte performantă în alegeri. E adevărat că o parte dintre cetățeni probabil și-ar dori un candidat unic al dreptei. Pe de altă parte, noi nu știm în acest moment, pentru că există această incertitudine indusă de ultimele declarații și poziționări, nu știm cum vor arăta alegerile locale. Vor fi alegeri într-un singur tur, așa cum au fost în 2016, sau vor fi alegeri în două tururi în cazul în care se va modifica legislația electorală. Am înțeles că Ludovic Orban își va asuma răspunderea pe acest proiect. Au fost o serie de declarații politice, sigur va trebuie să vedem și efectiv ce se va întâmpla în plan decizional. În mod cert, ca o strategie politică pe termen lung, alegerile în două tururi ar avantaja partidele de dreapta. Cred că ar avantaja și PNL, chiar dacă PNL are o zestră de primari importantă pe care într-un singur tur, să spunem, cu alegeri într-un singur tur și-ar conserva-o mai ușor, dar cu alegeri în două tururi și-ar putea o mări. Cel mai dezavantajat partid, evident, într-un asemenea scenariu ar fi PSD. Pe de altă parte, la fel de avantajat ar putea fi și USR, care de la un partid practic fără primar ar putea să câștige
într-o serie de orașe, orașe poate mijlocii și chiar orașe, chiar orașe mari, cel puțin dacă analizăm structura votului la alegerile europarlamentare, am văzut niște rezultate spectaculoase. Nu e obligatoriu ca această structură să se păstreze. Am văzut, până la urmă, rezultatul alegerilor prezidențiale, unde nu s-a mai repetat acea performanță. Dar la alegeri în două tururi, să spunem în care poate în finală se califică un candidat USR cu un candidat PSD, automat votanții Dreptei vor susține candidatul Dreptei. La fel, evident, unde se califică un candidat PNL, care are șanse mai mari, în orice caz, cu un candidat PSD, votanții USR ar vota candidatul PNL. Deci, alegerile în două tururi ar avantaja fără îndoială PNL și, dincolo de acest lucru, dacă îmi permiteți un comentariu legat, dincolo de interesele particulare ale partidelor politice, cred că democrația din România ar fi consolidată de acest sistem al alegerii primarilor în două tururi. Practic, în acest moment, administrațiile locale din România sunt conduse de reprezentanți care au un deficit democratic, în sensul de deficit de reprezentare democratică, în sensul în care, aleși într-un singur tur, practic, în unele cazuri, ei reprezintă 30% din cei care s-au prezentat la vot. Raportat la totalul populației, de multe ori ne putem trezi că o destină la unei localități, unui oraș mare sau mai mare sau mai mic, e condus votul la 10-15% din totalul populației care locuiește în acea localitate. Cred că acest lucru nu mai reflectă nici spiritul și nici practica democratică, iar legitimitatea aleșilor locali, în principal, sigur, a primarilor, ar fi mult mai puternică prin acest sistem al alegerilor în două tururi. Ar favoriza și alianțe politice, care sigur s-ar reflecta și într-o coeziune și într-o coerență mai mare a colaborărilor politice la nivel național, în Parlament și implicit în planul guvernării. Cât de mult ar schimba ecuația de la București, primăria capitalei, această alegere a primarilor în două tururi? Cu siguranță alegerea primarilor în două tururi ar însemna că administrația capitalei, poate la sectoare, se poate discuta de la sector la sector, dar primarul Bucureștiului va fi unul de dreapta, cu siguranță, pe alegerile în două tururi. Pe alegerile într-un singur tur, dacă partidele de dreapta ajung la un acord, cu siguranță va fi tot un primar de dreapta. Deci dacă vor avea un candidat unic, dacă nu vor avea un candidat unic, lucrurile sunt oarecum incerte. E o competiție deschisă în care poate câștiga fiecare din reprezentanții celor trei mari partide din București, să spunem, respectiv PSD, PNL și USR. Are Gabriela Firea mai multe șanse dacă nu va fi un candidat comun al opoziției? Gabriela Firea e un candidat puternic. Sau cele mai mari șanse? E un candidat puternic, dar în același timp e un candidat care vine și cu multe vulnerabilități, cu un bagaj de atribute negative după 4 ani de mandat, firesc. Candidatul Alianței, să spunem, USR Plus și candidatul PNL, sigur, rămâne să vedem cine sunt, dar presupun că partidele și vor alege niște reprezentanți cu cât mai puține vulnerabilități. Ori, într-o campanie electorală, aceste lucruri vor conta și dacă ne raportăm la faptul că cele trei partide sunt relativ echilibrate, sigur, cu un plus pentru PNL în București, cred că, încă o dată, alegerile într-un singur tur cu candidați din partea tuturor partidelor înseamnă o situație echilibrată, deschisă oricărui rezultat, din punctul meu de vedere. Cu candidatul unic al Dreptei într-un singur tur câștigă candidatul Dreptei, cu două tururi câștigă candidatul Dreptei. Din perspectiva dumneavoastră, care sunt cele mai mari provocări pentru partide în acest an? Care, din nou, este un an electoral în care vom avea două dintre cele mai importante tipuri de alegeri. Avem alegeri locale și alegeri parlamentare. Vor fi cele mai mari provocări? Haideți să spunem, le putem împărți în două categorii: provocările politice interne ale partidelor și provocările mai mari care poate au și legătură cu viața noastră ceva mai mult, apropo de politicile publice care ar trebui adoptate. Dacă vorbim de partide, sigur, PNL trebuie să-și consolide, să transforme susținerea
de care se bucură în sondajele de opinie, în mandate parlamentare efective și într-o majoritate parlamentară solidă. USR, de asemenea, trebuie să-și confirme, până la urmă, a ridicat ștacheta prin rezultatul la alegerile europarlamentare și sigur că își dorește să fie cel puțin al doilea partid din România. E o provocare majoră, iar PSD, evident că nu-și dorește să piardă statutul de mare partid din România. În orice caz, nu-și dorește să fie al treilea partid din România. Prin urmare, ținta acestui partid va fi de a obține un scor care să depășească 25%, se apropie de 30%, ceea ce pare destul de dificil în absența unui proiect de alianță, iar din acest punct de vedere, mă rog, cred că am și remarcat o declarație a liderului PSD privind perspectivele unei alianțe, fie cu Partidul Pro-România, fie cu ALDE. Ce-a mai rămas din ALDE? Ce-a mai rămas din ALDE? O alianță, să spunem, PSD Pro-România ar putea să ducă această nouă structură, formațiune înspre 30%. Nu e obligatoriu, dar sigur că sunt șanse. Dacă mergem la a doua categorie de priorități care au puțin legătură și cu viața noastră, cred că e foarte important ca 2020 să nu fie un an irosit pentru România. Sunt foarte multe provocări legate nu doar de pensii și salarii, nu vorbim doar de aceste teme, vorbim de funcționarea administrației, vorbim de un proiect totuși de modernizare solidă a României, poate de regionalizare, o reformă constituțională absolut necesară. Din punctul meu de vedere, și aș da un singur exemplu, viitoarea majoritate parlamentară, oricare ar fi, ar trebui să fie o majoritate largă. E de așteptat să fie o majoritate de centru-dreapta. Ar fi de dorit să fie o majoritate care să tindă spre două treimi din Parlament pentru a-și putea asuma un proiect de reformă constituțională. Și aș da doar un exemplu, e părerea mea personală, dar cred că în ultimii peste 10 ani, România a suferit foarte mult din cauza acestui decalaj a mandatelor prezidențiale, respectiv parlamentare. Un mandat al unui președinte de 5 ani și un mandat al unui parlament de 4 ani și o suprapunere politică a unui președinte de culoare și unui parlament de altă culoare, cred că a întreținut foarte mult, prea mult în România, instabilitate, crize politice permanente, conflicte la nivelul de vârf al puterii, cu consecințe extrem de negative asupra politicilor publice adoptate în folosul, care ar trebui să fie adoptate în folosul cetățenilor. Prin urmare, din punctul meu de vedere, un proiect de reformă constituțională ar trebui să includă obligatoriu reglarea ciclurilor electorale. În 2024 ele s-ar regla natural, oarecum, cu anticipate, fără anticipate, se pot regla natural. Prin urmare, mă aștept, sigur, sunt două variante aici, fie un mandat al Parlamentului de 5 ani, fie un mandat al revenirea la mandatul președintelui de 4 ani, ceea ce e mai aproape până la urmă de tradiția constituțională, politică a statelor din Uniunea Europeană, deci mandate de 4 ani. Astfel încât, încă o dată, să știm că în momentul în care un guvern în momentul în care avem alegeri, avem o majoritate parlamentară care alege un guvern care e relativ coerent și în coordonare foarte bună cu președintele, care ar trebui să fie de aceeași culoare, astfel încât timp de 4 ani, în locul eternelor conflicte, să putem avea o stabilitate politică care să genereze politici publice serioase și cu impact pe termen lung. Din păcate, și o spun din păcate, nu avem maturitatea, am demonstrat-o în acești 10 ani, în acest deceniu, că noi nu avem maturitatea de a gestiona, noi ca societate, elita politică a României, nu avem capacitatea de a gestiona coabitările politice. Și atunci e mai bine ca sistemul electoral să regleze aceste lucruri prin suprapunerea mandatelor celor două puteri, celor două puterii prezidențiale și parlamentare. Dar există partide anul acesta care își joacă supraviețuirea? Cu siguranță, am și vorbit. Cel puțin partidele mici, cu siguranță, joacă supraviețuirea. În ceea ce privește partidele mari, vorbim de 3 partide mari deja, să spunem, sau 2 partide mari și un partid care încearcă să devină mare, mă refer la USR, mă rog, Alianța USR Plus. Ele vor continua să existe, vor pe scena politică în următorii 5 ani, fără îndoială, în următorii 4 ani, după aceste alegeri, cu siguranță, dar
și UDMR, care sigur rămâne, va rămâne... Își joacă și UDMR-ul nu, cred, UDMR cred că îl putem alătura partidelor mari. UDMR, știți, de multe ori noi vorbim de UDMR, un partid de 5%, dar uitați, de exemplu, în contextul alegerilor locale, UDMR este un partid mare. Pentru că el, UDMR, nu candidează în Vaslui, nu candidează în Telorman, el candidează în zonele unde populația de etnie maghiară are un procent semnificativ. Ori bine, în am acele văzut zone, și niște voturi surpriza anul acesta. E adevărat, în județe dar unde nu erau... Da. În județele din Transilvania, unde populația maghiară are o proporție mare, UDMR e un partid mare, deci el joacă ca un partid mare în acele, în acele zone, prin mare UDMR nu cred că își de altfel și găsim la guvernare sau... de multe ori UDMR. Absolut. Era și o glumă pe, da, pe acest subiect. Da, pe final mutăm discuția pe plan extern și știm că emoții sunt în anul acesta și pentru Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Este un an electoral și în America. Are emoții Donald Trump? Nu are emoții? Da. Mă bucur că ai abordat acest subiect. Am petrecut 4 ani în Statele Unite analizând chiar politica internă americană. Am participat la procesele electorale, am fost ca observator, evident, la alegerile primare. În acest moment... Deci știți să ne dați ora exactă. Sigur, ora exactă au încercat să o dea mulți sociologi americani acum 4 ani și nu prea au reușit. Culmea, cel puțin din zona ambasadei României, s-a dat ora exactă foarte corect, acum 4 ani și, repet, e strict opinia a mea personală în calitate de analist și observator. Cred că în acest moment Donald Trump este favoritul alegerilor prezidențiale din Statele Unite și am mai multe argumente. Un prim argument este legat de mersul economiei. Economia Statelor Unite are un parcurs foarte bun, iar acest element întotdeauna a cântărit foarte greu în atunci când s-a pus problema realegerii pentru un al doilea mandat al președintelui în funcție. Deci dacă economia merge bine în mandatul unui președinte, în primul mandat al unui președinte, înseamnă că acesta a performat în ceea ce privește poate cel mai important aspect al activității președintelui american pentru votanții americani. Nivelul șomajului în Statele Unite este de sub 3%, sau se fac tot felul de statistici în America în care se sugerează că doar dacă nivelul șomajului se apropie de 7%, un președinte în funcție ar risca să își pierdă mandatul. Nu e cazul, încă o dată șomajul e la cote istorice scăzute în Statele Unite. Un alt argument este legat de adversarii președintelui Trump. E o competiție foarte strânsă în interiorul taberei democrate, pe de o parte între aripa progresistă, ultraliberală, și aripa ceva mai moderată a Partidului Democrat, reprezentată de, să spunem, fostul vicepreședinte Joe Biden, de miliardarul Michael Bloomberg, iar în aripa progresistă, și acesta este împărțită în două, cel puțin în două zone, una reprezentată de senatorul Bernie Sanders, care a candidat și acum 4 ani, și de senatoarea Elizabeth Warren. Practic e o fragmentare a voturilor democrate. Sigur, ei sunt în procesul alegerilor primare. Până la urmă, pe măsură ce avansăm, se vor retrage pe rând candidații cu mai puține șanse. Este de așteptat ca în final, cu câteva răni, Partidul Democrat să se unească în jurul candidatului care va rămâne în funcție. La fel s-a întâmplat și cu Partidul Republican. Inițial, republicanii moderați nu doreau să audă de Donald Trump, dar până la urmă s-au raliat și l-au sprijinit. Deci, competiția probabil că va fi strânsă, dar, repet, pornind de la datele economice, pornind de la elementele legate de șomaj, așa cum spuneam, de mersul economiei, cred că Donald Trump are principala șansă. E posibil să se repete scenariul de acum 4 ani, chiar foarte posibil, în care candidatul democrat obține mai multe voturi, dar pierde alegerile prezidențiale pentru că Donald Trump va obține mai mulți electori. Sistemul electoral american este destul de complex. Președintele nu este ales prin votul direct al cetățeanului, este ales printr-un număr de electori alocați pe fiecare stat, însă acești electori nu sunt proporționali cu populația fiecărui stat și de aici apar diferențe. Plus, dar știm că mai complicat.
Știm că Donald Trump își practic are câteva probleme acum. La începutul acestui an se va decide la Senat ce se întâmplă cu decizia de suspendare. Cât de mult îl afectează în această candidatură? Dacă Partidul Democrat ar fi câștigat majoritatea în Senat, am fi putut spune în acest moment că Donald Trump ar fi fost ar fi fost chiar în pericol de a fi demis. Însă cum la alegerile la midterm elections, cum spun americanii, alegerile intermediare de anul trecut, democrații au câștigat doar majoritatea în Camera Reprezentanților, dar au pierdut majoritatea în Senat controlat de republicani. Nu mă aștept ca Senatul să voteze în favoarea solicitărilor democraților, prin urmare nu cred că va fi afectat. Sigur, un mic impact electoral poate fi, însă faptul că acest eveniment se întâmplă acum, iar alegerile vor avea loc abia în noiembrie, sunt atât de multe luni, am constatat cu toții, noi pe pielea noastră în Europa, în România, americanii pe pielea lor, că cât de mult se poate schimba. Exact, într-un an de zile, lucrurile se pot schimba într-o săptămână, în două zile, în trei zile. S-a întâmplat și la noi. Vedem evoluții și în 24 de ore. Deci nu văd efecte majore, dar pe de altă parte, sigur, e și o situație de incertitudine. Într-un an de zile se pot întâmpla atât de multe lucruri, atât de multe crize, inclusiv, eu știu, crize internaționale, care pot afecta într-o formă sau alta evoluția candidaților și președintelui Statelor Unite. Dar acest conflict pe care l-a redeschis cu Iranul și pe care l-a pornit la începutul acestui an președintele american, îi poate afecta aici, într-un fel? Legat de cine a pornit conflictul, e o întrebare mult mai complexă. Dacă e să ne raportăm la acțiunile Iranului în regiune, acțiuni anterioare, riposta, în Siria, mai bine în Yemen, a președintelui american. Exact. Cred că în acest moment și pe fondul calmării evenimentelor și din păcate și pe fondul tragicului incident în care armata irachiană a doborât avionul ucrainean, discutăm mai puțin de consecințele, impactul conflictului dintre Statele Unite și Iran, discutăm și de alte elemente. Prin urmare, nu văd o situație care ar putea să genereze costuri electorale pentru președinte. E adevărat, dacă ne uităm pe sondajele recente publicate în Statele Unite, chiar săptămâna trecută, americanii nu-și doresc un război, nu-și doresc prelungirea unei stări de conflict, iar faptul că, sigur, după eliminarea, ca să citez din comunicatele administrației americane, după eliminarea generalului lui iranian, deci după acțiunea respectivă, lucrurile s-au calmat, deci nu au escaladat excesiv. Sigur, a fost riposta Iranului, dar fără victime. Acum intrăm într-un registru clar de calmare, există și proteste în Iran. Nu văd o escaladare și din acest punct de vedere aș spune că președintele Trump și-a atins obiectivul, prin urmare alte consecințe negative asupra campaniei sunt limitate și aproape inexistente. Dar există vreo legătură între conflictul pe care l-are cu Iranul și problemele care se confruntă el? Iată, așteptăm votul de la Senat. Cred că există o legătură între cele două situații? Știți, tot timpul apar astfel de speculații, nu doar în timpul mandatului Trump, președintelui Trump și anterior, în timpul mandatului președintelui Clinton, dacă ne aducem aminte, sigur, au trecut foarte, foarte mulți ani de atunci și au existat asemenea speculații că atunci președintele Clinton se confrunta cu o criză internă legată tot de un impeachment, scandalul cu Monica Lewinsky, și la fel au fost niște lovituri de oarecum similare, sigur, nu prin eliminare, dar armata americană a avut niște obiective foarte clare din acest punct de vedere, prin utilizarea forței militare. Cred că e facil și am cădea pradă teoriilor conspirației, care de regulă, cel puțin din punctul meu de vedere, nu au o credibilitate foarte mare și n-ar trebui discutate de oameni serioși. În Iran și dincolo de Iran, în zona extinsă, în Orientul Mijlociu, situația este foarte tensionată, este foarte complicată, iar faptul că Statele Unite a identificat riscuri la adresa, să spunem, ambasadei
americane din Bagdad și a reacționat ca atare. Până la urmă, cred că este legitim din punctul de vedere al americanilor. Ei au avut o situație, s-au și făcut filme în Libia când ambasadorul Statelor Unite a fost practic asasinat pe fondul unei asemenea situații necontrolate. Statele Unite a dorit să evite o asemenea situație, prin urmare pot fi explicate, să spunem, într-un registru de acțiuni tactice firești de apărare, de autoapărare. Domnule Ștefureacă, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă pe la noi. Mulțumesc foarte mult și numai bine!